Baia Mare a fost printre singurele orașe din România care nu a avut o echipă de fotbal. De mai bine de 2 ani de zile s-au căutat soluții pentru înființarea unui club, însă din păcate nu s-a reușit acest lucru. În cele din urmă, un nou proiect fotbalistic a luat naștere în această vară, după ce Clubul Sportiv Minaur Baia Mare și-a activat echipa de fotbal. Formația băimăreană are în componență mai mulți jucători tineri, precum și fotbaliști cu experiență, care în sezonul precedent au evoluat pentru viitor Ulmeni în Liga a 3-a. Un proiect foarte bun pe timp de lungat. E un proiect foarte bine organizat și care sperăm să ducem foarte sus. Acest nou proiect este foarte bine structurat și consider că fotbalul băimărean va renaște. La conducerea echipei se va afla Dorin Toma, antrenor care în urmă cu 2 ani a antrenat formația FCM Baia Mare în Liga a 2-a. Sperăm să fie un proiect de mai lungă durată, nu ca cel precedent. Din păcate am ajuns și acolo la un nivel foarte înalt, puteam reuși chiar promovarea Liga 1, dar nu a fost să fie. Sperăm că acum acest proiect să fie mult mai sănătos, să facem o fundație mult mai bună și mai durabilă. Lotul echipei băimărene a efectuat ieri primul antrenament, iar până la debutul campionatului județean de fotbal va disputa o serie de meciuri amicale cu echipe din Liga a 3-a. De asemenea, pentru a completa lotul, Clubul Băimărean va organiza și 2 selecții pentru jucătorii tineri. Noua echipă a municipiului nostru pornește la drum sub numele de CS Minaur, însă iubitorii fotbalului o vor numi tot Minerul Baia Mare, o formație istorică pentru sportul românesc. Este numele cu care s-a obișnuit toată lumea, deși nu mai este minerit în Baia Mare. Lumea a rămas cu acest nume în mentalitatea lor și chiar la meciul care a fost cel mai frumos în ultima perioadă aici, meciul cu Steaua, când tot stadionul striga Minerul, părul pe mâini și pe picioare era ridicat deja. Sperăm să ajungem din nou la acei spectatori, acei mii de spectatori, dar asta pentru acest lucru îi rugăm să aibă un pic de răbdare. Liga a 4-a la fotbal va începe în 26 august. CS Minaur are ca obiectiv promovarea în eșalonul superior.